Hristos a înviat. Dragi ascultători, iubiți credincioși, scriitorul evreu Carl Levis, persecutat de vechiul regim, amintește în cartea sa Hristos s-a oprit la Eboli, despre faptul că după închisoare a trebuit să trăiască cu domiciliu forțat într-un sat din Italia meridională. Permanent, o gardă îi supraveghea casa. Într-o zi, ieșind la plimbare, s-a îndepărtat mai mult de sat. Gărzile, gâfâind, l-au ajuns din urmă și l-au somat să se întoarcă. Până unde pot merge? A întrebat el. Până la cimitir. Nu puteți merge mai departe, i-au răspuns ei. Da, aveți dreptate. Toți sfârșim acolo, în cimitir. Și nu se poate merge mai departe, oricât ne-am agita în lumea aceasta. A răspuns el surâzând. Oare așa gândim și noi? Așa gândeau și ucenicii de la Emaus. La moment totul se oprește și totuși, pentru creștini, drumul vieții continuă, pentru că Iisus a spus că moartea va fi învinsă de înviere. A mers înaintea noastră pe acest drum al biruinței asupra morții. De aceea, Sfântul Paul spune cu bucurie și încredere, Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. De când Iisus a înviat, viața noastră nu se va termina în mormântul unui cimitir. De aceea mărturisim în crez, aștept învierea morților și viața veșnică. Pe ce ne bazăm când afirmăm această speranță? Pe mărturia martorilor. Unul dintre ei este Petru. El spunea evreilor adunați în fața cenacolului, provocat din cauza vuietului cu coborârea Duhului Sfânt la Rusalii. Pe acest Iisus pe care voi l-ați ucis, Dumnezeu l-a înviat. Astfel Dumnezeu a împlinit o promisiune făcută părinților noștri. Tu nu vei lăsa ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Noi suntem martori ai acestor lucruri. El s-a arătat viu martorilor dinainte rânduiți de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut cu El după învierea Lui din morți. Și alți martori, iată astăzi, ucenicii de la Emaus. Cei doi ucenici de la Emaus s-au îndoit de Iisus, ba chiar și-au pierdut încrederea în El. La început erau gata să facă orice pentru El, pentru a-L urma. Au renunțat la toate pentru a fi cu El. Dar apoi, în urma evenimentelor tragice ale pătimirii și morții Domnului, speranțele lor s-au năruit. Totul s-a terminat în întunericul unui mormânt. L-au pierdut pe Iisus. Iisus i-a dezamăgit. Dar de fapt Iisus era cu ei pe drum. I-a însoțit pe drumul întoarcerilor acasă. Le-a explicat scripturile, afrând și pâinea în casa lor. Atunci l-au descoperit, l-au recunoscut. Era cu ei și până atunci nu și-au dat seama. Se credeau părăsiți, dar de fapt Domnul îi însoțea. Deși erau frânți de oboseală, de trudă, de drumul călătoriei, în aceea seară se întorc la Ierusalim pentru a povesti incredibila lor aventură. L-au văzut pe Domnul înviat, au stat la masă cu El. Iată sensul episodului, nesperata recuperare a speranței. Nu, inima noastră nu poate accepta cu atâta iubire, atâta dăruire de sine, atâtea angajamente, atâta bine făcut pe pământ ca să dispară în fața unui mormânt. Nici Dumnezeu nu acceptă acest lucru. Fapt evidențiat de învierea lui Iisus. Nimeni n-a făcut mai mult pentru omenire ca Iisus și oare totul să fie închis de piatra unui mormânt? Iisus, prin patima, moartea și învierea sa,
a răspuns imensității aspirațiilor noastre. Din timpul vieții sale pământești ne spunea: Eu sunt calea, adevărul și viața. Așadar, conduce pe om la adevăr și viață. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri în veci. Așadar, dăruiește omului viața. Astăzi vei fi cu mine în paradis. În învierea lui Iisus, dragi ascultători, iubiți credincioși, inima omului găsește răspuns pe măsura imensității aspirațiilor sale. Cu Hristos putem merge și dincolo de mormântul cimitirului. Moartea nu ne mai sperie. Ea nu este ultimul cuvânt al vieții, de aceea moartea este privită cu seninătate. În viață putem face greșeala ucenicilor de la Emaus. Pierdem curajul, pierdem încrederea în călătoria vieții. Uităm că Iisus e alături de noi. Îl vom descoperi primindu-L în cei săraci și neajutorați. Îl vom recunoaște când vom ajuta pe semenii noștri. Să ne încurajeze în greutăți cuvintele lui Iisus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri în veci. Sau: În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri, mă duc să vă pregătesc un loc. Speranță, iubiți credincioși, Iisus este cu noi, mai ales în greutăți, în descurajare. Să nu ne pierdem, deci, încrederea. Făcând binele, Îl vom întâlni și Îl vom recunoaște. Rămâi cu noi, Doamne! Hristos, eliberat de lanțurile morții prin înviere, ne umple de bucuria prezenței sale. Noi, mai ales în momentele de întuneric și de criză, de credință, trebuie să-L primim pe Domnul, care este mereu alături de noi. Acest fapt devine important în fiecare duminică, zi în care trebuie să vină mereu mai mult ziua Domnului, ziua pentru Domnul. În această zi, Domnul înviat se manifestă ca lumină sigură, care luminează drumul îndoielii. Se manifestă ca interlocutorul care înlătură îndoielile și umple golul vieții noastre. Se manifestă ca învățătorul care ne deschide inima la înțelegerea Scripturilor. Se manifestă ca marele preot care frânge pentru noi pâinea vieții. Se manifestă ca dătătorul Duhului care ne ajută să-L recunoaștem pe Domnul înviat de fiecare dată când celebrăm Sfânta Euharistie. Îl rugăm să rămână mereu cu noi, ca prietenul nostru de călătorie, și să ne explice învierea sa, pentru ca credința și speranța noastră să fie înrădăcinate în Dumnezeu Tatăl și să putem proclama asemenea discipilor din Emaus că puterea morții a fost învinsă. Numai astfel, Iisus se manifestă viu pentru totdeauna, nouă și celor care acceptă mângâierea însoțirii sale. Există și în viața mea momente în care inima este tristă, când speranța este o iluzie, când Evanghelia nu mai este lumină pentru mine. Aceste momente deseori le parcurg singur, închis în gândurile mele, pătruns de multă tristețe. Chiar în asemenea momente, Doamne, îmi vii în întâmpinare și deseori eu nu Te cunosc, pentru că Te prezinți sărac și fragil. Dar totuși, mă invit să interpretez faptele și cuvintele în mod diferit și ești Cel care faci să se renască puțin câte puțin lumina și speranța. Doamne, am nevoie de Tine pentru a parcurge acest drum. Am nevoie de prezența Ta care să-mi deschidă ochii, să-mi întărească credința, să mă ajute să Te recunosc în sacramente și mai ales în frângerea pâinii. Numai astfel voi recăpăta bucuria de a trăi, forța de a anunța planul Tău de iubire. Iisuse, învingătorul tristeții mele, rămâi cu mine. Amin.